Medicamentele s-au scumpit de la începutul anului 2015, din cauza deprecierii leului față de principalele valute. La 12 ianuarie, ministrul Sănătății Andrei Usatăi a semnat un nou ordin cu privire la înregistrarea prețurilor la medicamente. Autoritățile motivează că scumpirea medicamentelor are loc din cauza devalorizării leului în raport cu principalele valute. Potrivit legislației Republicii Moldova, prețul la medicamente poate fi revizuit la cererea solicitantului, în cazul în care se constată că valuta națională s-a ieftinit cu mai mult de 5% în raport cu valuta țării producătoare și această modificare a cursului valutar oficial se menține în decurs de cel puțin o lună. În această listă se găsesc medicamente a căror prețuri sunt foarte scumpe pentru buzunarele moldovenilor. Unele din ele costă câteva mii de lei și sunt destinate pentru tratamentul bolnavilor de cancer. Cel mai scump preparat din listă este Tiverb, produs în Marea Britanie, care are un preț de producător de 866 de dolari sau 12.953 de lei. Medicamentul Synagis din Elveția are un preț de 11.109 lei, adică 720 de dolari la producător, și Ribumivistin din Olanda, care figurează în nomenclator cu un preț de 460 de euro.